Bună dimineața! E a doua duminică din anul ăsta, iar noi mergem la piață aici în Oradea să vedem ce facem cu golful. Pornește, nu pornește. Îl vindem, nu-l vindem. Vom avea clienți. Vedem ce va fi astăzi. Sper să fie o vreme frumoasă. M-am uitat la timp pe telefon. Așa mi-a arătat că o să fie soare. Am o vedem. E cam noros de dimineață, dar văd că acolo vine soarele. Așa că mergem la piață să vedem ce facem cu golfulețul. Na, hai că ne apropiem încet de piață. Uitați, de aici începe. Cum vine lume. Vedeți o grămadă de dube și de tot felul de haine și alte acareturi. E o piață foarte mare, am să vedem unde găsim loc de parcare. Noroc că așa dimineață nu e așa multă lume. Dar totuși deja ia, uitați câtă lume e. Na, am ajuns. Uitați, asta e parcarea. E foarte mare. Dar la miază deja e plin aici, că nu mai poți nici intra, nici ieși. Așa frig mie de să mă dau amul jos, dar n-am ce face. E cald. Merem la golf să-l pornim, să băgăm căldură. Na, hai să vedem unde e și golfulețul. Alea rece. Sunt înghețate mașinile. Și ia uita și golful. Aici e. Hai să ne întoarcem roata să vedem. Da, da. Faină, e tare. Hai să vedem dacă pornește. S-a deschis. Am o să uite. Pornim sau n-a pornit? Trebuie să pornească. Ui, ui. Mai dăm o leacă roțile astea. Deci știți că am murdare. O. Bă, o îngheța soluție. N-are nimic. N-are așa, așa. Da. Mai ștergem ce e în plus și trebuie să se negrească. Bă, dar rece și am. Foarte rece. Arată altfel. Ați văzut? Aici e trufa magică. Doamne, are un scoci atâta de tare. Soluțiile și asta e. Stăm în mașină și așteptăm clienții după ce am spălat-o puțin pe din afară, adică am șters-o. Dar ascultați, motorul pornit nu se aude absolut deloc. Dacă oprești climatizarea, ascultați cum merge. Super frumos, vedeți? Are 247.000 de kilometri și la 1.4 foarte rar mașini care să nu se audă deloc motorul la 1.4. Ne-am luat și o cafeluță. Uitați, lumea se plimbă pe-n piață, mai șterg mașinile. Da, foarte puțină lume. De la 10 am văzut că va răsări soarele, 10:30. Și o să vedem dacă mai vine lume la piață. Asta e, stăm și așteptăm clienții. Să știți că
am mai început să vină lumea un pic la piață, să mă uită la mașini, dar totuși foarte, foarte slab. Ar fi trebuit să fie mai multă lume, dar nu prea-s clienți. Acum mai vin să mai plimbă pe acolo pentru haine, pentru astea, dar nu știu, la mașini așa îi văd să uită de departe, vedeți, citește anunțul și mere mai departe. E clar că nu-s oamenii interesați. Vedeți? Deci au și ei acasă și vin să se uite, să le compare cu cât o dat ei pe ele, cu cât sunt acum prețurile, ce dotări au în plus față de lor. Na, asta e piața, n-avem ce face. Ia uitați ce de mașini aici. O să vin într-o zi să vedem ce prețuri e, să arăt ce vă să filmez. Este și lume. Hai să mai pornim o leacă, să vedem cum pornește după ce au mai stat. Foarte fain. Să ne mai bagi o leacă de căldură pentru că e foarte frig afară. Na, s-a cam terminat piața. Acum pe spartul târgului, uitați, merem probă cu... Ce e ăla? Logan, nu e Logan. Eu nu știu ce e, Sandero sau ce. Ați văzut? E matriculat, ieftin, ales mașini bune. Da, am luat și cheile, trebuie să închid și mașina și asta e, merem acasă. Am să vedem ce-a fi în parcare. Să vedem ce-a fi în parcare. Am închis mașina. Hai să văd. Ia da. A fi parcare plină. Da, uitați, să vedeți, toată lumea vine la haine și la vechituri și la dale și apoi să plimbă și pântră mașini și zici că ăia-s clienți. Se uită la mașini, se urcă ele, le probează, dar ei de fapt nu sunt interesat să cumpere. Da, uitați-vă ce e aici. Plin. Dacă vii după 8, nu mai ai loc unde să parchezi. Plin, plin, peste tot. Acolo e și focusul, mai pe partea aialaltă. Ia uitați. Da, acei focusul. Dar vara să vedeți ce e aici. Uai, trebuie să o spăl și pe asta. Merem acasă. Așa că dacă vreți să mai vin în altă zi aici în piață, în cursul săptămânii și să vă filmez mașinile, să vă arăt cum arată și ce preț au în ele, lăsați-mi aici un comentariu jos și am să vin să vă arăt prețurile și anumite mașini, cam ce doriți voi. Lăsați-mi un comentariu să vedem ce mașini v-ar interesa și să vă spun cât costă. Și să nu vă plictisiți până data viitoare, vă mai las aici un videoclip la care vă puteți uita să treacă timpul mai repede și mai ușor, doar cu PGI Garage.